și rafturi golite de români speriați de coronavirus. Amenințarea coronavirus îi determină pe mulți români să facă provizii de alimente și apă. Marile magazine au fost încă de ieri asaltate de clienți care fac cumpărături în cantități mari, în special de apă îmbuteliată, conserve și produse cu durată mai mare de valabilitate. Să câmpilă vreo de cauă. Nu zi acum. Am întrebat ceva azi. Dar stați un pic, mai este. Prețul măștilor de protecție a crescut considerabil, acestea ajungând să coste sute de lei. Suntem pierduți ca nație, mă. Nu, bine, hai că eu vă las, mă duc. Da, unde mergi, mă? Mă, să fac niște cumpărături. Ce cumpărături, mă? Dar n-ai fost ieri la cumpărături? Da, mă, să mai iau niște ceva. Ce asta, mă? Ce aia? Ce asta, mă? Bă, dar vine sfârșitul, tu nu înțelegi, trebuie să-mi iau niște conserve, mă, să-mi iau niște făină acolo, niște apă caldă, nu vreau să mor aici. Liniștește-te, da? Cine ți-a băgat prostile astea în cap? Bunul meu. Aici normal, mă, bunul tău e om în vârstă, mă, ăștia în vârstă-s naivi, ușor de manipulat. Noi suntem tineri, nu ar trebui să facem diferența, aici normal. Hai, dă-o aici și liniștește, dă-o, liniștește. Hai, bine. Stai cu noi la poveste. Bine, hai. Alo? Mă, toată ziua m-am gândit, dacă pune mai multă lume botul la mizeriile astea, păi tu îți dai seama ce se ajunge, mă? Ce zici? Dar vorbește mai tare, mă, că nu te înțeleg. Stai așa, mă auzi mai bine acum? Da, nu, ziceam că ai dreptate totală cu tot ce ai zis. Da. Da, bine, bine. Poveste mai acolo, cum pun un pic în pat. Pa, pa, salut. N-au cu care să încep. Roșii. Conserve și produse cu va... Scuze. Bă, dar vine sfârșitul, zic eu. Trebuie să mă uc să mai iau niște conserve și... Alo. No, mă, toată ziua m-am gândit ce... Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.